În zilele noastre, tot mai mulți fotbaliști, antrenori și conducători de cluburi au probleme cu legea. De obicei, aceste probleme sunt din cauza evaziunilor fiscale, dar acest videoclip este dedicat unor fotbaliști care au intrat la pușcărie din motive mult mai grave. Vârful britanic Jordan Robertson a fost reținut chiar pe 25 decembrie 2008. Atunci atacantul a provocat un accident rutier în urma căruia o persoană și-a pierdut viața. Arestat în ziua de Crăciun, Robertson a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare, dar a ispășit doar 11 luni din pedeapsă, fiind eliberat condiționat. În 2013 a ajuns la Gaz Metan Mediaș, unde a bifat 19 partide și a înscris de 4 ori. Englezul a mai jucat în Filipine, Ungaria, Anglia și Scoția. Lucas Viatri a fost învinuit în 2008 că ar fi participat la un jaf armat, alături de fratele său mai mic, la un salon de înfrumusețare din Buenos Aires. Pe atunci evolua pentru Boca Juniors și a fost închis pentru 30 de zile din acest motiv. După ce a stat aproape o lună după gratii, Viatri a fost găsit nevinovat. Animalul Edmundo a făcut senzație în fotbalul italian, la Fiorentina și la Napoli. În 2011, brazilianul a aflat că va sta 4 ani în închisoare, în regim de semilibertate, după ce în 1985 a ucis 3 persoane într-un accident de mașină. Edmundo este vicecampion mondial în 1998 cu Brazilia. Tony Vairele, fost jucător emblematic pentru echipele Nancy, Lens și Olympique Lyon, a petrecut la rândul lui ceva timp după gratii în 2011. A fost implicat într-o tentativă de asasinat în urma unui conflict petrecut în fața unei discoteci din SE-Le-Nancy. Vairele a stat 5 luni în detenție. Fostul jucător a făcut parte și din Naționala Franței în perioada 2008-2010, timp în care a strâns 8 selecții pentru cocoșii galici. Adam Johnson a fost condamnat la 6 ani de pușcărie, după ce a recunoscut în luna februarie că a întreținut relații sexuale cu o minoră în vârstă de 15 ani. Johnson juca pentru gruparea Sunderland, acolo unde era coleg cu internaționalul român Costel Pantilimon. După ce a recunoscut fapta, Sunderland i-a reziliat contractul jucătorului, iar instanța i-a șters cele 12 selecții pe care le adunase la prima reprezentativă a Angliei. În 2008, Breno a strălucit în campionatul Braziliei la São Paulo. După un an, fundașul brazilian a ajuns la Bayern München, la vârsta de 19 ani. În iulie 2012, un tribunal din München l-a condamnat pe acesta la 3 ani și 9 luni de închisoare cu executare, pentru incendierea propriei locuințe în toamna lui 2011. S-a întâmplat într-o ligă de amatori din Anglia, Sunday League. Nathaniel Kerr regretă pe viață un meci disputat în vara lui 2014. Inculpatul s-a ales cu o pedeapsă aspră, după ce autoritățile au decis că jucătorul i-a rupt intenționat piciorul în mai multe locuri unuia dintre adversarii săi, Stuart Pearson. Nathaniel Kerr a recunoscut în fața magistraților de la Manchester Crown Court că aceea a fost intenția sa din timpul partidei care a avut loc în august 2014. Verdictul în cazul lui Kerr a fost dur, un an de închisoare cu executare. Se pare că totul a plecat de la o ceartă care a avut loc înaintea meciului între Pearson și un coechipier de-a lui Kerr. După ce a rupt piciorul adversarului, ar fi strigat către colegul său: "Am făcut asta pentru tine." Fostul portar columbian Rene Higuita a devenit faimos pentru celebra lovitură de scorpion cu care a reușit să apere șutul lui Jamie Redknapp în timpul partidei amicale cu Anglia din 1995. A fost prieten cu cel mai mare traficant de droguri ai planetei, Pablo Escobar. Acesta din urmă a fost arestat pentru că a răpit-o pe fata lui Carlos Molina, un baron rival al cocainei, iar Higuita a plătit $300.000 pentru a-și elibera prietenul. A fost complice în acel caz de răpire, fapt pentru care a fost încarcerat timp de 6 luni. Freddy Rincon, fostul component al Naționalei Columbiei și fost adversar al României la Campionatul Mondial din 1994 și cel din 1998, a fost trimis după gratii în urma acuzațiilor de spălare de bani și de legături cu un cartel de droguri din Columbia.
Rincon intrase în cercul de suspecți al poliției din Panama pentru că ar fi achiziționat proprietățile în acel stat din banii proveniți de la un traficant de stupefiante pe nume Pablo Rayo Montaño. Astfel, Interpol a emis un mandat de arestare pe numele fostului jucător. Dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi și mai doriți videoclipuri de genul, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share și un subscribe. Noi ne auzim data viitoare, salut!